Multe surprize înregistrate în etapa de duminică din campionatul județean de fotbal Liga a 5-a Serie A Vest-Dâmbovița. Cea mai mare s-a petrecut la Morteni, acolo unde Olimpia din localitate i-a administrat o corecție severă fostului lider Voința Vișina, de care a dispus cu scorul de 6-1. De asemenea, la același capitol al surprizelor se încadrează și victoria la scor 11-2 din derbiul codașelor disputat între Viitorul Străoși și Viitorul Găiești. Petrolul Răscăieți a dispus surprinzător de FC Potloș cu scorul de 5-2, iar Spicul Jugureni nu a avut milă de Viitorul Burduca și s-a impus la scor 8-1, preluând totodată și șefia clasamentului. Rezultatele complete înregistrate în etapa de duminică din campionatul județean de fotbal Liga a 5-a Serie A Vest-Dâmbovița, cât și clasamentul la zi sunt următoarele. Seria Vest, etapa cu numărul 8. ASE Petrolul Răscăieți, ASE FC Potloci, 5-2. ASE Dinamo Odaia Turcului, ASE Corbi Mari, 3-0. ASE Spicul Jugureni, ASE Viitorul Burduca, 8-1. ACS Voința Ionești, ASE Unirea Cobia, 2-2. ASE Sportul Mogoșani, ASE Olimpia Picior de Munte, 1-2. ASE Olimpia Morteni, ASE Voința Vișina, 6-1. ASE PCM Ungureni, ASE Viitorul Odobești Ziduri, 4-1. ASE Viitorul Străoști, ASE Viitorul Găiești, 11-2.